Salutare, dragilor! V-am zis întotdeauna că pentru a crășui o piață, pentru a prăbuși o piață, este nevoie de motive. Da? În clipa de față, narrativa fluturată în fața noastră este cea legată de FTX. Am vorbit și ieri, dar astăzi vreau să vă arăt niște detalii foarte importante. Da? Se presupune că FTX-ul sau defunctul FTX, compania care s-a prăbușit anul trecut în noiembrie, are recuperate aseturi active și case și parte de investiții în cripto de vreo 7 miliarde de dolari. Bineînțeles, nu toți acești 7 miliarde de dolari sunt în cripto. Da? Și hai să vă arăt un pic efectul FTX de anul trecut, pentru că mulți au uitat sau nu dau importanță. Bun, FTX-ul se prăbușea anul trecut în noiembrie. Da? Și hai să vedem cum arăta piața. Se prăbușea undeva pe 3 noiembrie. Da? Asta e zona aici. Perioada în care FTX-ul s-a prăbușit. Da? Și vedem că toată zona asta e un dump de 28%. Nu tot dump-ul are legătură cu FTX-ul, cu toate că am putea spune că cei care știu când se prăbușește o companie nu vând când vinde toată lumea, vând din timp. Da? E, la vremea respectivă, aseturile erau de câteva miliarde de dolari în FTX. Da? Vedeți articolul ăsta de pe Coindex. FTX deține 1,1 miliarde de dolari în Solana, 200 de milioane în imobiliare în Bahamas, da? Are în Bitcoin 500 de milioane, dar hai să zicem că au în cripto 2 miliarde de dolari. Dacă ar fi să ne raportăm la întreaga piață cripto, da? care este de 1,03 1030 de miliarde de dolari, Uh, nici măcar 1% nu reprezintă. Însă, aici e checiu. Vedeți, volumul a crescut. Uh, când vorbim de miliarde de dolari, gen un miliard, 2, și ne raportăm la 37, cu toate că acum o zi sau două, volumul era de 20 de miliarde, dar a ceva destul de mult, aproape 10%. Da? Atunci poți crea un val uriaș da? de panică și de oameni care vând disperați. Iar o narativă cu Bitcoin să coboare mai mult, da, este validă dacă ăștia ar vinde tot ce dețin într-o singură mișcare. Ideea este următoarea, cei de la FTX n-au cum să vândă totul dintr-un șat. Să zicem că au 2 miliarde în aseturi, nu vor putea vinde, vor vinde pe o perioadă mai lungă și vor vinde porționată, adică poate 100 de milioane pe lună. Și încă un aspect foarte important care trebuie menționat este că nu vor vinde public, adică nu vor duce fisele pe Binance sau pe Coinbase sau pe Kraken sau pe Bybit sau pe nu știu ce exchange. Cel mai probabil vor fi tranzacții OTC, adică over the counter ca și marile tranzacții cu Bitcoin, nu vă gândiți că cineva, cum a fost acum recent, cumpără 8.000 de Bitcoin de pe Binance, direct pune un ordin pe order book. Dacă ar pune ordin pe order book și vrei să cumperi 8.000 de Bitcoin, normal că vrei să-i cumperi cât mai ești timp. Pui ordinul la 20.000 și se duce piața în cap. Se fac tranzacții cu ușile închise. Portofoliu mare este cel în Solana. Da? Solana nu este un proiect rău. Dacă vă amintiți, el este foarte bine poziționat în CoinMarketCap și anume... Ia priviți! Solana, poziția nouă. Solana, market cap, 7 miliarde, aproape 8 miliarde, 7 miliarde 300, da? Solana, volum, 400 de milioane. Da? Deci nu e un proiect rău. Și dacă vă amintiți, v-am arătat pe chart -uri. acum foarte puțin timp, în iulie, da? Solana atingea 32 de dolari. Uh, Solana este într-o fază de acumulare în acest moment, da? Hai să vedem și pe weekly, da? E în distribuție, dar pe 3 zile și pe daily în acumulare. Acumularea se va termina curând. Uh, atât timp cât nu rupe zona asta de 16 dolari, eu zic că Solana stă bine în ghete. Adică eu unul personal nu mă sperimoi la jocul ăsta și înțeleg uh, narrativa. Uh, Solana este pf, un proiect pe care foarte mulți oameni l-au bărfit, l-au desconsiderat, însă mereu învie, mereu arată că nu e chiar așa. Solana a dezvoltat, au făcut acum o soluție pentru cei de la uh, Coinbase, cred sunt implicați, au pus USDC-ul pe tehnologia lor. Da? Deci foarte probabil vor veni niște balene și vor acumula solana și o să-l vândă celor care uită de narrativa asta peste ceva timp, la dublu preț sau cu 50% mai mult. Și ca idee, balena de pe locul 55 în top 100 de adrese în data de 12 a noua, adică astăzi, la ora 4 dimineața, a achiziționat 8.559 de Bitcoin. Da? Probabil se pregătește să plângă când Bitcoinul se duce la 18.000, 16.000, nu? Cam asta e logica. De fapt, nu, logica e alta. Logica este că dacă ai bani mulți și ești fond de investiții sau ești structură investițională, da? sau ești miliardar și vrei să-ți scalezi afacerea, banii, averea în viitor, da? acum e momentul când trebuie să cumperi Bitcoin. Când o să fie Bitcoin-ul 70 de mii sau 90 de mii sau 100 de mii, cât de relevant va fi dacă l-ai cumpărat la 25 de mii sau la 27 sau la 29? Încă oamenii nu înțeleg că dacă vrei să cumperi Bitcoin mulți, nu ai de unde. E foarte greu, lichiditatea pe exchange-uri este foarte mică. Uitați-vă la CoinGlass, la Spot, pe Bybit și pe uh, Binance. Numărați voi Bitcoin, faceți un calcul, intrați pe contul vostru, uitați-vă la order book și vedeți ordinele de vânzare. Și faceți un calcul să vedeți ce ar putea să cumpere miliardarii lumii de acolo. Mai nimic. Pentru că sunt mulți miliardari. Și sunt 100 de adrese în lumea asta care dețin foarte mulți bitcoin. Asta înseamnă că sunt cel puțin 100 de entități cu foarte mulți bani. Dragii mei, pe final vă reamintesc: Mihai este site-ul meu oficial, acestea sunt linkurile mele oficiale, acesta este produsul pe care îl vând aici pe site, cursul de tranzacționare, curs cu zeci de indicatori, zeci de strategii, are o durată de patru ore, poate fi văzut ori de câte ori este nevoie. E un fel de mini facultate de tranzacționare, nu numai pentru cripto, cât și pentru bursă, Forex. Foarte curând mă decid și ce platformă voi folosi pentru aur și alte aseturi, pentru Tesla, Nvidia, pentru trading, pentru diversificare. De asemenea, Vă invit să vă abonați la varianta Premium pe YouTube în fiecare săptămână, cel puțin o jumătate de oră de analiză Premium pentru voi, nu doar Bitcoin, cât și BNB, Solana, Polkadot, cele mai importante monede, plus zona de dolar, Nasdaq, S&P 500, Tesla, Amazon, Apple, plus Aur, plus Forex, plus indicator Premium, da? deci o grămadă de informații. Vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi!